Doi tineri de 18 ani și un băiat de 17 ani, originari din capitală, au fost reținuți de către poliție după ce la 30 octombrie ar fi jefuit și șantajat un băiat de 23 de ani, în timp ce se aflau toți într-un apartament de pe bulevardul lui Grigore Vigheru. Victima a fost bătută, i-a fost furat telefonul mobil și portmoneul cu acte de identitate. Ulterior, fiind șantajat de indivizi, le-a transmis încă 2500 de lei. După ce a depus plângere la poliție, tinerii infractori au fost arestați. În acest context au fost inițiate două cauze penale. Conform legislației naționale, persoanele culpabile de șaf și șantaj riscă o pedepsă cu închisoare de la 5 la 7 ani. Indivizii sunt plasați în arest preventiv pentru 30 de zile.